Primarul Comunei Jegălie, Aurel Vasile, a fost prezent în cadrul unei conferințe de presă organizată zilele trecute la sediul PNL Călăraș. Edilul a prezentat proiectele aflate în derulare, dar și proiectele ce vor fi depuse pentru finanțare pe Programul Național de Investiții Anghel Salini și la Compania Națională de Investiții. Astfel, în momentul de față, în Comuna Jegălia se lucrează la complexul sportiv din Gâldău, complexul pescăresc din Iezeru și la stația de compost. Autoritățile locale au depus spre finanțare două proiecte de asfaltare pe PNI Anghel Salini și reabilitarea viitorului sediu SMURD la CNI. Bună ziua și mă bucur că avem aceste conferințe de presă. M-aș bucura să fie cât mai mulți primari și dumneavoastră să ne puneți întrebări și să fiți alături de noi, să putem să avem o dezvoltare frumoasă a acestui județ. După cum spune domnul președinte, nu știu dacă sunt primar cu cele mai multe proiecte. La ora actuală lucrez în trei proiecte. Este vorba de un complex sportiv la Gâldău, este vorba de un complex pescăresc la Iezeru și de o stație de compost. Și, bineînțeles, am depus și două proiecte de asfaltări pe Anghel Salini și mai avem un proiect pe CNI pentru reabilitarea acelui centru SMURD și de pompieri de la fostul sediu al ANIF-ului, unde noi deja suntem gata la curățenie și în același timp lucrăm și la SF-ul acestui proiect. M-aș bucura să dezvolt câteva idei. Pe mine, în această perioadă, văd foarte multe comune care are proiecte, inclusiv Călărașul se dezvoltă. Nu stăm în datorită acestei pandemii, suntem puțin dați peste cap, dar, după cum văd, chiar dacă guvernul, toată lumea spune că e o catastrofă, la ora clară se lucrează. Și lucrează pe lumea. Mai mult de atât, ce-aș vrea eu să vorbesc despre județul nostru. Și pe linie sportivă, și pe linie a turismului. M-aș fi bucurat dacă strategia de dezvoltare a acestui județ, de care eu vorbesc de foarte mult timp, ar fi o strategie și a Consiliului Județean, care să ne vină foarte mult în ajutor. Și aș vrea să mă explic. O mare greutate a primăriei Comuna Jegălie este că am două echipe de fotbal. Pentru că tinerii își doresc și e normal să avem sport în localități. Am o echipă de fotbal în divizia 5-a și o echipă de fotbal în divizia 4-a și o secție de lupte libere. La 4200 de locuitori să ai un segment atât de mare, este foarte greu dintr-un buget local în condițiile în care pe noi știți foarte bine construit în seama trecut cu 0 lei, asta este, să vă și dezvolt. Și la ora actuală, la Iezeru, am un stadion și chiar pot să-i spun un mic complex sportiv, făcut frumos, aranjat, cu o echipă de fotbal în divizia a 4-a. La Gâldău, unde fac acel centru sportiv, este pentru echipa de la Gâldău. Și singura suferință este că nu reușim să fim mai mult ajutați. Ar fi fost foarte bine dacă acolo, nu le fac eu calculul celor de la Consiliul Județean, dar dacă oferea o sumă de măcar 50.000 de lei pentru aceste echipe cărora le se spune că sunt echipe de tractoriști, de ceapiști. Da, dar sunt tinerii acestui județ. Nu sunt oameni aduși dintr-o altă parte. Și atunci mi se părea corect ca Consiliul Județean să vină cu o sumă în toate județele, în toate comunele și acolo unde un copil vrei să avem evidenția mai mult, să fie cineva care să-i preia și să avem o școală la Dunărea Călăraș, care să formeze o echipă, chiar dacă e în divizia a 4-a, a 5-a, a 1-a, dar să fie cu oameni din județul Călăraș, care să ne reprezinte pe noi. Ce-am făcut dacă am avut o echipă în divizia a cu Alticoco Geamă? N-am făcut nimic, n-am făcut și de râs. Avem echipe de lupte libere, sunt echipe de box, sunt echipe de, eu știu, de handball, în comune. Nu suntem ajutați. Mi-aș fi dorită dacă în strategia de dezvoltare a Consiliului de Județean Călăraș ar fi o oportunitate, chiar dacă nu s-a făcut până acum, poate de acum încolo, să fim mai mult ajutați ca tineretul acestui județ să poată să dezvolte. Și să arătăm, cum am arătat la Caia ca noi, cum arătăm în diferite sporturi pe care le susținem noi, că totuși se ridică și se cântă imnul național. O altă propunere din partea mea a venit și supărare, de fapt, în același timp, este pentru
strategia de dezvoltare a turismului a acestui județ. Am mai avut o discuție cu dumneavoastră. M-aș fi bucurat dacă în strategia de dezvoltare a Consiliului Județean ar fi fost o strategie cu toate comunele acolo unde vor primarii să investească pe malul Dunării sau pe malul Brațul Borcea, să investească în, într-o în locație, eu știu, în complexe pescărești, să putem să aducem turiști. Ce se întâmplă? Eu la ora actuală am un complex pescăresc, nu o să fie foarte mare. Dar nu văd în strategia de dezvoltare a județului să fie atât de amplă încât în momentul în care, să zicem, facem o ciorbă de pește la Jegălia. Unde îi ducem pe oameni? Vin. Eu am în jur de 20 de oameni care se pot caza. Am și câteva bărci să putem să-i plimbăm. Dar 3 zile unde să mai duce omul? Trebuie să le oferim în Călăraș, să le oferim la Chernoci, să le oferim la Borcea, să oferim ceva. Trece Dunărea pe lângă noi, trec banii europeni pe lângă noi și ne trezim că facem poduri de la Călăraș în Balta, de la Model. Să fim serioși, domnule. Mai facem o strategie, m-aș bucura. Consiliul Județean, chiar dacă nu vine cu bani, să fie un partener, eu le-am solicitat acest parteneriat, în special la turismul ăsta piscicol, să fie parteneri, direcția silvică, apele române, toate forurile astea în care dacă faci, să zicem, nu ne-au dispărut pescarilor, familii de pescari. Și dacă vor mâine, în pădure, să facă acolo o chiercană micuță, să facă o ciorbă de pește, nu le dă aprobare direcția silvică, nu le dă aprobare apele române. Vor să pună pe apă, eu știu, un ponton, nu le dă aprobare a FDJ-ul, o urmă capitania. Asta solicitam eu în, când au făcut de dezvoltarea județului, strategia. Dom'le, parteneriatul, în momentul în care Consiliul Județean, chiar și fără bani, dar cu specialiști, dacă vine lângă noi și vine automat, aduce în parteneriat, inclusiv prefectura, și vine într-un parteneriat, câștigăm de 10 ori. Și câștigă județul, nu câștigă neapărat o comună. Și am avea posibilități de genul ăsta de dezvoltare. Nu trag pe nimeni de urechi. Dar rămânem la același stadiu care l-am avut și până acum, dacă nu suntem ajutați și nu conlucrăm împreună. Chiar dacă e PNL, PSD, UDMR, cine mai fi. Când este vorba de un județ care să se dezvolte, să reunim cu toții primarii. Suntem cu toții de acord? Ajutor din partea guvernului. Am avut și avem în continuare. Pentru că așa cum ne-am dorit, avem oameni tineri care văd altfel lucrurile și să-și zbat pentru așa ceva. Și haideți să facem ceva dacă tot suntem într-o zonă din asta unde câteodată vine apa și ne intră în curți sau nu avem apă absolut deloc. Și toate lucrurile astea sunt la mijloc. Și ca să închei așa într-un mod frumos, dar vreau să vă spun că o informație foarte clară este că în Delta nu să mai fie voie să intre pe canale și pe lacuri cu bărci cu motor. Nu ne întâlnim cu benzină sau motorină, ci numai pe curent electric. Nu se duc celelalte bărci. Noi suntem pregătiți să-i primim aici, suntem pregătiți, eu știu, cu... Asta ar fi trebuit, inclusiv Călărașul și toate comunele, să primim și să avem locuri în care omul să vină, să, cum avem la Gâldău, cineva a făcut, am înțeles că vor să facă și la Pietroiu persoane fizice, nu OAT-uri, care, într-adevăr, primesc astfel de turiști. Nu așa putem să ne dezvoltăm. Sunt foarte multe lucruri de vorbit. Eu aș vrea să vă ascult întrebările dumneavoastră. Partea bună este că mare parte din ce a spus dumneavoastră este puterea guvernului dumneavoastră și o să fie. Guvernul, da, dar proiectele vin de la primării și eu vorbesc de o colaborare și o strategie a Consiliului Județean. De exemplu, la Gaz, dacă m-am dus împreună cu Dichiseliu și cu Unirea și am format o alianță, unde puteam să avem și Consiliul Județean ca partener, chiar dacă veneam fără bani, aveam alt punctaj. Vreau să vă mai spun ceva. De exemplu, dacă faci o strategie de dezvoltare a județului și pe fiecare comună ai, Consiliul Județean are oameni care să vină în fiecare comună și să spună, bă, ce vrei tu să faci? Vreau să fac că pe flagul Călărășan și la ora ta au rămas bani. Vreau să fac asta și asta. Nu faci tu clădire, că uite, face Jegălia sau tu ia bărci, că are bărci. Adică să facem o strategie, guvernul ne-a ajutat cu bani, flagul ne-a ajutat cu bani, popanul ne-a ajutat cu bani.
Eu vorbesc și la fotbal, la sport, la fel. Degeaba ne spatem noi primarii. Dom'le, nu le dăm nici măcar o perele. Nu le dăm absolut nimic, că nu avem. Eu am pierdut o campioană europeană pentru faptul că nu era foarte bine hrănită. Nu avea, vin din familii mai sărace și nu sunt foarte bine dacă n-ai, decât să le dai, abia ne întreținem. Vorbim despre strategii, domnule președinte, și treia oare. Două secunde. Ceea ce vreau, domnul primar, să vă spun și vreau să dai exemplu concret. În județul Prahova, Consiliul Județean a făcut un ADI sau o asociere cu 17 localități. Evident că punctajul celor 17 localități în ceea ce privește extinderea rețelei de gaze sau înființarea rețelei de gaze este mult mai mare în comparație cu două comune care s-au asociat ca să obțină finanțare pentru înființarea rețelei de gaze. Da, dar mă scuzați, acolo... Și mai aproape de gaze. Nu mai puțin, acolo Consiliul Județean se implică prin funcționari din cadrul Consiliului Județean care merg cu proiectele, susțin proiectele. E cu totul și cu totul altceva. La noi nu avem... Asta vreau să spun.